programul de guvernare și eu mă aleg miniștri, ceea ce înseamnă că PSD-ul chiar la nivel de imagine. Nu poți să spui, noi am câștigat atâtea voturi și am format o coaliție majoritară. E clar, nu e loc. Da, la asta nu e loc de Florin George. Ca să dăm, eu știu, conducerea și întreaga responsabilitate altcuiva, din afara partidului. În ceea ce privește celelalte persoane, cele două doamne, Mihai Sifor, acum eu nu cunosc activitatea dumnealor sau nu am elemente să spun, domnule, în activitățile pe care le-au avut ca manageri politici, că asta e primul ministru în primul rând, au dat dovadă de o extraordinară abilitate, competență, capacitatea de a-și aduna cei mai buni oameni. Este o alegere a partidului și va răspunde. Va răspunde domnul pentru asta. A mai făcut o alegere și a făcut-o prost. Da? A făcut-o bine 5 luni și în așa se așa dat seama de greșeală. Mulțumesc, Bogdan Ficeac, o zi bună, doamnă și domnilor. Haideți să continuăm discuția exact luând în calcul și aceste patru nume și vă întrebăm până la urmă ce vor face Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu vis-a-vis de persoanele care au votat împotriva moțiunii din arcul lor de putere, acei trădători despre care se vorbea și despre care domnul Câmpeanu spun că sunt oameni cu conștiință. Și cum credeți că vor juca acest joc politic începând cu consultările de luni? Eu cred că îi voi chema la negocieri și de ce spun acest lucru? Ei nu-și mai permit acum, ținând cont că nu mai au o majoritate confortabilă, să pierdă niște oameni, da? Și știm foarte bine că în momentul în care ajunge acolo la Ciolan, se mai găsesc unii așa care vin și mai fac câteva concesii. Da? Păi tocmai de aceea. Deci nu cred că vor pleca. Cât despre numele vehiculate de dumneavoastră, eu nu cred că va fi niciun nume din cei vehiculați. De ce spun acest lucru? Pentru că îl cunosc pe Liviu Dragnea și eu știu cum procedează. Liviu Dragnea nu va propune un nume vehiculat de presă, tocmai pentru că știe că acel nume, până în momentul în care va fi cu adevărat propus și va ajunge premier. Ați văzut și în cazul cum s-a întâmplat cu doamna Șaidec, da? Va apărea presa, va face diverse speculații, se vor găsi unele altele, deci nu cred. Pe de altă parte, că tot vorbeam de două zile de doamna Carmen, da? Nu de două, de vreo nouă. Așa, doamna Carmen Dan e părerea mea că e inaptă, incompetentă și am văzut de ce a făcut la... De ce incompetentă? E foarte competentă dacă există adjectiv la acest parcurs moment. Profesional dovedește competență. Nu? A avut un parcurs profesional și o ascensiune. Da, secretară la videre, într-adevăr, a fost secretară la videre la domnul... Și ce e rău să fii secretar la videre, doamna... Dar eu cred că trebuie să anumite competențe, pentru că dacă tot vorbim de acest premier și tocmai ei... Iertați-mă, despre evoluția în partide pe competență, ce-i reproșeau premierului, da? Au zis că e incompetent, că nu are posibilități de acomodare, că nu înțelege programul, că nu ascultă miniștrii. Cum o vedeți pe doamna Carmen Dan, care n-a ieșit în perioade de criză, oarecum? De competență. Așa. E dincolo de competență, da? Să iasă și să conducă guvernul. Haideți, spuneți-ne că sunteți de acolo, din politică. Domnul Câmpeanu, vreau să vă spun că ce ați primit informații proaspete? Nu, căutam un articol din legea de funcționare, de articolul 6, demisia din funcția de membru al guvernului se anunță public, s-a făcut, se prezintă în scris primului ministru, s-a făcut și devine irevocabilă din momentul în care s-a luat act de depunere ei. Exact, am spus anterior, da. Dar nu mai târziu de 15 zile de la data depunerii. Mi se pare mega clar. Deci până pe 30 iunie pot asigura interimatul. Da, până pe 30 iunie. Da, interimatul, dar nu retragerea. Nu se poate nu pot renunța. Exact asta am spus. Bun, dar vorbeam de așa zis și trădători și uite... Sunt convins că până pe 30 iunie vom avea un guvern nou. Domnul Gărbeanu, uite, domnul Borza, Remus Borza, deputat ALDE, cel care a votat... Era ieri deputat ALDE. Păi nu știu, stai să vedem așa, că domnul Borza a zis că... Înțeles că l-au exclus și pe... Păi l-au exclus sau nu l-au exclus? Că zice că e foarte greu. Nu, se gândesc. Păi nu, că au nevoie de vot acum, negociază. Hai că nu, are declarații extrem de interesante și vreau să urmărim. Vreau să urmărim domnul Remus Borza acum. Eu n-am anunțat, nici nu văd de ce să anunț. Fiecare vot
este al parlamentarului, n-ar trebui să fie viciat, n-ar trebui să fie deturnat de către partid. Până la urmă suntem parlamentari ai României și evident că trebuie să avem propria noastră judecată și evaluare în ceea ce privește o hotărâre și mai ales o hotărâre atât de importantă pentru țară. Acum vă duceți la alt partid, la PNL, poate? E posibil la acest moment, din perspectiva acestui vot, să devin eu la rândul meu indezirabil față de ALDE, incomod eram oricum față de partid și sigur risc probabil excluderea din ALDE sau eventual voi la eu la rândul meu o opțiune să merg în altă parte. V-au contactat alți parlamentari care să fi votat la fel ca dumneavoastră? Din PSD și ALDE? Posibil să fie. Eu nu am făcut parte din nicio înțelegere, din nicio alianță. Bun. Remus Borza zice, băi, deputatul trebuie să voteze cum îi dictează conștiința. Acum nu știu cum îi cheamă pe conștiință. Că cineva mi-a explicat ieri în studioul de la Parlament că domnule, nu are legătură conștiința cu disciplina de partid. N-ar trebui să aibă. Păi, ci că nu are. Păi nu ar trebui să aibă conștiința, n-ar trebui să aibă... Ce înseamnă disciplina de partid? Ce spune conducătorul unic? Aia trebuie să voteze toți. Toți membrii de partid care au dreptul de vot la acel moment, în speță parlamentarii. Iar când acest vot este clar împotriva intereselor național, ar trebui să intervine conștiința, ceea ce s-a și întâmplat. Bun. Conștiința... Dar să zice teamă are totuși Liviu Dragnea și... Nu, am văzut că n-am vorbit cu dânsul. Eu am văzut ieri, că se putea vedea foarte clar. Era în moment ce îți pui propriu partid să votezi la vedere. Ia uitați ce râde. 241. Asta după ce i-a pus la vedere să voteze copilele pentru că n-a avut încredere. Dar ne-a declarat în exclusivitate ieri, acolo, pe holurile Parlamentului, că au fost niște presiuni din aer, așa. A, știți, spunea de presiuni și s-a referit la prezența la DNA domnului Țuțuianu și la domnului Bădălău, nu? A băiatului domnului Bădălău. Dacă domnul Liviu Dragnea nu știe, îl anunț eu că o convocare sau prezența la DNA nu se face de pe zi pe alta și atât domnul Țuțuianu și cât și fiul domnului Bădălău știau în urmă cu 10 zile să se prezinte. Hai să progresăm, că după aceea o să discutăm, ceva mai târziu discutăm despre minorități. L-am sunat pe domnul Pambuccean, cel care nu s-a uitat la bile când a votat. E, sună bine, nu? Că nu s-a uitat la bile când a votat. Adică unii au votat cu bilele, alții fără bile. Și hai să progresăm și să înțeleg domnul Câmpeanu. Bun, cum vine jocul luni? Toată lumea acum aș face tot felul de scenarii. USR-ul ar vrea și el la guvernare. PNL-ul s-a adunat acum într-un comitet executiv de ăsta, un BPN, că poate, cine știe, joacă Klaus Iohannis mai tare și propun ei premier. Toată lumea se visează la guvernare, toată lumea vrea ciolanul ăla despre care vorbeam. Cum se joacă jocul ăsta acum? Am auzit atât de multe variante, începând cu prima poziție aceea de prim-ministru, încât... Nici nu se poate vorbi, nu? Nu. E pentru prima oară când nu am așa o previziune. Totul e deschis. Deci totul se poate întâmpla orice spuneți dumneavoastră în momentul de față? În opinia mea, da. Pentru că ați văzut foarte bine cât de chinuit a fost obținută această victorie, această faptă de viteșie deosebită, la câteva voturi diferențe și acelea ale minorităților. Acum, domnul Câmpeanu, fie vorba între noi, vă coafează pe dumneavoastră ca în partid nou înființat toată această nebuloasă, adică s-ar putea să vină personalități importante la dumneavoastră în partid. Poate faceți grup parlamentar la toamnă, nu? Eu am spus chiar la dumneavoastră în emisiune de acum câteva săptămâni că garantez că în toamnă Pro-România va avea grup parlamentar. Acum, cu Ponta? Din perspectiva... Cu Borza, cu Ponta, cu cine mai Ponta nu va pleca niciodată din PSD. Este exclus din PSD. N-a vrut să plece, dar este exclus. Este deja exclus. Acolo rămâne exclus. Este deja exclus. Deci el e cumva independent, așa, acum, nu? Uh-huh. Faptul că Pro-România are porțile deschise, l-am afirmat și îl susțin. Faptul că a intervenit această conjunctură, dacă vreți, din perspectiva Pro-România, greu de sperat o variantă mai bună, din păcate nu e conjunctura favorabilă la nivel macro, dar din perspectiva Pro-România aprecia și noastră. Da, vreți să vă spun care ar fi cel mai bun prim-ministru?
Deci cel mai bun prim-ministru... Deci stați puțin, dacă vă spune Traian Băsescu... Una din cele 20 de variante vehiculate sau veniți cu una nouă? Nu. Dacă spuneți Traian Băsescu, vă promit că iau publicitate. Cel mai bun prim-ministru pentru această țară, pentru a scoate țara din impas, domnul președinte Traian Băsescu. Regia, știți ce aveți de făcut. Am revenit, doamnelor și domnilor, suntem cu Magda Bistriceanu de la PMP, care vă caută pe tabletă ultimele numiri de prim-ministru. Sorin Câmpenu, deputat pro România, și Florin Constantin Durgheu aici alături de noi. Discutăm despre ziua de ieri, care are ecouri în ziua de astăzi, va avea și luni cu siguranță la consultările de la Cotroceni, dincolo de numirile de prim-ministri, și am să vreau să se pronunțe și, mă rog, oficiate așa prin oficinile de partid. Aș vrea să pronunțe și domnul Durgheu asupra celor patru nume vehiculate. Aș vrea să vorbim nițel despre o altă premieră. Minoritățile au dărâmat un guvern pentru prima dată în România. Am încercat să contactăm pe domnul Pambuccean, care ne-a spus că nu vreau să intru. Probabil a simțit ceva, niște întrebări incomode. Și o să vă spun ceva mai târziu ce ne-a declarat. Cele patru numiri, domnule Durgheu. Dintre cele patru numiri... Două doamne și doi domni. Două doamne și doi domni. Din punctul meu de vedere, domnul Dragnea ar face bine să-l numească pe domnul Florin Georgescu. Doar că, exact pentru motivele care s-au arătat anterior, nu ar cădea bine față de PSD, deoarece domnul Florin Georgescu, având o personalitate puternică și impunând anumite condiții să-și numească miniștri și să își facă recreioneze programul de guvernare, nu are cum să cadă bine față de votanții PSD. Pe de altă parte, normal să ceară asta? Ba da, e foarte normal. Este foarte normal și acest, din punctul meu de vedere, ca simplu observator a scenei politice, dintre cele patru persoane nominalizate, este cea mai calificată, această persoană, domnul Florin Georgescu. Dacă este, această persoană... Nu are carnet de partid. Nu e obligatoriu să aibă. Asta e un impediment, un carnet de partid? Este, pentru că știți care e problema? Sunt acum oameni care nu mai au carnet de partid. Cei de la PSD nu o să accepte pe cineva venit din afară. Nu aveți niciodată. Acum spuneți că Liviu Dragnea conduce singur. Acum că PSD-ul nu acceptă. După gafa pe care a făcut-o în urmă cu 6 luni, pentru că decizia ca domnul Grindeanu să fie prim-ministru i-a aparținut numai domnului Liviu Dragnea. Acum domnul Liviu Dragnea, am văzut că și-a cerut scuze față de activul de partid și a zis că în acest weekend va avea consultări, va avea un check și se va consulta. Nu îmi mențin punctul de vedere că va fi un om propus sau ales de domnul Dragnea, dar nu din afara partidului. Al cărui nume nu va putea fi ținut secret, deoarece nu are cum să, spuneați anterior, că sigur va fi ținut secret, că altfel presa va sări. Eu cred că nici Dragnea nu știe. N-are cum, pentru că acest nume va trebui supus dezbaterii în partid și fără să-l aducă la cunoștința membrilor. Haideți un pic să trăim realitatea, că așa o dăm pe... de bălării, da? Că trebuie supus partidului. Hai să fim serioși. Nu cred că își mai permite domnul Dragnea acum să vină cu un nou premier pe care doar domnia sa să-l știe, să-l aibă în minte fără ca cei din partid să-l știe. La care partid, domnul Dragnea? La aceea care votează cu birele la vedere și nu e vorba de niciun fel de metaforă? Se numește partid momentan. Se numește partid. Adică gata, mi-e frică de partid, vezi, doamne, dar băieții, hai toată lumea și fetele cu bilele la după vedere. După ce tu propriul partid, nu e frică de partid, dar nu-ți dă seama că... propriul guvern, când în istoria nu e frică României de partid, dar, nu e frică de partid, dar aș face observație, aș relua observație care chiar mi-a plăcut. A făcut-o domnul Cosmin Gușă ieri și spunea foarte corect domnia sa că domnul Dragnea a câștigat o bătălie, dar a pierdut războiul. Cred că are mare dreptate. Asta este o întrebare, dacă e război sau doar o bătălie. Dincolo de toate aceste lucruri, domnul Pambuccean și grupul său de minorități au pus mâna și bila de rigoare în urna care trebuie. Sau care i-a trebuit lui Liviu Dragnea. Domnul Pambuccean a declarat că nu știe ce a votat, că nu s-a uitat la bile. L-am sunat astăzi de dimineață și a spus că nu există o poziție oficială a grupului minorităților și că nu le-a impus el colegilor din minorități să voteze. Nici avea cum. Este prima dată, nu știu ce cred, domnul Câmpeanu, în istoria post-decembristă, de când avem noi minorități în Parlament, că intră ăștia, n-au nicio treabă, dacă mai găsim și lipovenii de stânga de pe malul drept, o băgăm și pe aia în Parlament,
în care acest grup face jocuri în Parlament, adică dă jos guvernul și nu le-a impus el. Am mai contribuit odată. S-a mai băgat odată? Bun, atunci nu mai ținem aminte. Dincolo de asta, vreau să vă întreb, cum ați văzut dumneavoastră ca politician acest umăr pus de minorități? Deci am apreciat poziția celorlalte partide de a nu interveni într-un meci intern. Chiar am apreciat. Corect. A tuturor celorlalte partide. M-a surprins inițiativa grupului minorităților de a interveni în această dispută. Mă rog, opinia mea personală, ca simplu cetățean, nu cred că e normal, dar mai ales că sunt alte partide cu interese mult mai bine conturate decât interesele grupului minorităților care n-au intervenit. Asta se vedea chiar și UDMR-ul. Care, culmea, după care toată... Exact. UDMR-ul ar fi intervenit. Dacă ar fi, dar n-a intervenit. N-au primit... N-au primit dacă primeau ce-au solicitat... Da, nu este foarte corectă și din punctul meu de vedere aceste minorități trebuiau să stea deoparte și să nu intervină în acest război între PSD, între cei din PSD. În schimb, vă rog să observați că domnul Pambucian nici nu putea să le împună celor de la minorități cum să voteze din moment ce domnia sa săracu nu știa ce a votat. A luat bilele, le-a pus acolo din moment ce nu știe ce votează, cum votează. Chiar credeți. Glumea. Asta e o poveste. Cine știe ce negocieri au fost și domnul Liviu Dragnea, după ce s-a adunat ca niște mafioși, scuzați-mi expresia, că o seară înainte i-am văzut pe toți în față la Rin, acolo la Negoiță, așa, parcă era mafia. Dar ce făceați la Rin, la Negoiță? Eu mă uitam la televizor și vedeam ce imagini dădeați dumneavoastră din fața hotelului, cum veneau toți acolo să negocieze. Politica aici, la restaurant. Aici cred că este o abordare. Și propunerea dumneavoastră de prim-ministru tot la restaurant făcea propunerea, nu? Apropo de întâlnirea de la Rin, apropo de propunerea de întâlnirea de la Rin, din potrivă, eu zic că aia a fost o mișcare deșteaptă a domnului Liviu Dragnea. I-a ținut în cantonament? I-a ținut în cantonament astfel încât n-au putut să meargă la negocieri nocturne cu Grindeanu. Deci aia chiar a fost o mișcare inteligentă. Ce le putea promite minorităților naționale Liviu Dragnea? A văzut că se poate promite orice. Un post de secretar de stat, o agenție, un minister. Da. Sau? Avea ce să le promită. Când ești la guvernare și ești la butoane, poți să promiți. Sau ceva plastic, nu? Cum se mai vehiculează și era un pic mai ieftin, nu? O rediscutare a legii 502, proiectul acela din 2011, respins în 2000, din 2001, respins în 2005. Nu știu. Deci există lucruri, nu? Care pot fi scoase de la sertar și... E o practică în politică. Ca dovadă că după 16 ani s-a scos un proiect de lege. În două zile. Exact asta vreau să vă întreb. Avem cea mai avansată legislație în domeniul minorităților din Europa. Este un lucru recunoscut în repetate rânduri la nivel european. Acum, faptul că ar putea să mai fie făcute unele reglaje fine, dând la o parte lucrurile care nu se negociază, am căzut cu toții de acord că sunt lucruri care nu se negociază, dându-le la o parte pe acestea, mai pot fi reglaje fine de discutat. Dar nu așa în două zile, după ce a așteptat 16 ani, Există un obicei în a ține la sertar niște legi și a le scoate folosindu-le apoi ca un fel de momeală, de troc, de plată politică? Se cheamă coincidență. Se cheamă coincidență. Nu vedeți întâmplarea. Coincidență politică, nu? Ca să nu încălcăm. Cum au scos de la sertar povestea cu DMR-ul. Și ne trezim cu alte trăznări. Cine se mai ocupă de examene naționale, de manuale pe vremurile astea? Nu se mai ocupă nimeni. Nu se mai ocupă nimeni. Uite, am să mă ocup eu și am să fac o emisiune despre asta. Că tot începe bacalaureatul, examenul de maturitate. Haideți, câte 30 de secunde de fiecare, vreau să tragem o concluzie asupra zilei de ieri și asupra zilelor ce va să vină peste noi. Ce credeți că se va întâmpla? Magda Bistriceanu prima. Da, 30 de secunde. Cum joacă Iohannis? Cred că Iohannis are acum posibilitatea să arate că este un adevărat președinte. Are varianta în care poate să respingă propunerile respective și să vină cu o propunere de premier. Un rol important îl are Iohannis, ținând cont de faptul că această majoritate, practic, nu mai are majoritate în Parlament. Florin Constantin Turghiu. Eu sunt convins că domnul președinte Iohannis va fi strict în limita și spiritul legii, nu-și va pierde capitalul electoral pe care l-a și lovitura de imagine pe care a obținut-o în Statele Unite și cu vizitele din Germania și întâlnirea cu domnul președinte Macron.
va fi un arbitru corect, echidistant, ar fi culmea să-l propună pe Grindeanu. Domnul Câmpeanu. Indiferent ce se va întâmpla, lucrurile vor fi extrem de complicate. Din păcate, România nu va putea capitaliza acel avantaj pe care l-a obținut în plan extern. Este mare păcat de lucru ăsta. Ieșim dintr-un spectacol Caragiale, Dragnea Grindeanu, intrăm într-un spectacol Shakespeare, Dragnea. Și mai vedem noi ce-o fi. Cum vă place, apropo, Shakespeare? Ne vedem mâine la ora 11, știrile BeOnlu TV, imediat urmează cu Gențiana Coman. Toate bune!